și sportul are de suferit. Indian Wells devine cea mai importantă competiție sportivă anulată din cauza amenințării cu noul coronavirus. Vestea a venit cu câteva ore înainte de a fi anunțat programul primei zile de calificări cu mai mulți jucători deja prezenți la locul turneului. Suma de 17 milioane de dolari era pregătită de organizatorii pentru participanți, bani mai mulți decât anul trecut. De altfel, ca o dovadă a interesului pentru acest turneu, este faptul că premiile au crescut cu aproape 82% din 2012 până acum. Este un risc prea mare în acest moment pentru sănătatea publică în regiunea Comitatului Riverside pentru a organiza o adunare de această dimensiune. Câteva zeci de mii de persoane circulă în mod obișnuit prin instalațiile turneului. Doar terenul central de la Indian Wells poate găzdui până la 16.000 de spectatori. Totodată, sâmbătă, Simona Halep a anunțat oficial că se retrage de la Indian Wells din cauza problemelor la talpa piciorului drept. Pentru a proteja zona afectată, Halep s-a folosit în ultima perioadă de o cârja.